Ia să miroși tu ceva să-ți crească inima de bucurie. Cum se vede viața prin el? În roz. Du-te acasă! Dânsa a spus că ești un escroc. Și-a făcut bagajele de 3 ori până acum. Oamenii vorbesc în sat că agronomul este fecior de ministru, auzi? Că a umblat prin toată lumea pe unul ca asta, vrei să rămână la noi în sat? Ce de vreme mai trecut! Ce știi să faceți? Comerțul-i comerț! Deștept al dracu Kaiserul ăsta. Ăsta tot ce vede spune. Păi? Ce nu mi-ai spus, domne, că nu știi să înnoți? Ai uitat câinele încuiat în casă și a lătrat toată ziua. Ce-am găsit, am căutat, am găsit. Mă scuzați, vântul. Mamă! Asta e și frumoasă și tună. Hai să prinzi vulpi, coțofene. Dacă ești prost, du-te mă și te culcă. Ieși-mă și din încurcătura asta. Ia scoate matale ce ai prin buzunare. Hai fa, în ataș și gata. A crăpat, l-a luat dracu. Banul-i bani, trebuie să circule, mamă. Păi sigur, și bătut și cu banii luați. Mă, Gogule, pe unde umbli, mă? Ia vină cu ceva. Vină. Ia-mă încet. Așa. Acum, mă! I-am luat-o! Să mai bine, mă? Doamne, acum simt mult mai bine. În conflict cu un soț, bețiv și infidel, care m-a lovit cu un obiect în cap. Am mâncat-o pe mamica lupul. Ce vrei, tovarășe? Să vorbesc cu mama. Poftim, vorbești. Lasă gura, bă, șmecherii. Ce faci, mă? Mă iertați. Hai, cocos, hai! Nu mă fac eu porcarul satului, mă. N-am chef. Ospătar, 10 mici le rog în sânge. Cum o să fie bine? Tu nu vezi că s-au cocoșat? Chiar acum s-a primit un mesaj urgent. Despre ce e vorba? 29 de primăveri, roșcată natural, geloasă foc, în conflict cu un soț, bețiv și infidel, care m-a lovit cu un obiect în cap. Mai înțeles? Da. Nalecu, nalecu, tundeoa și berbecu. Voi când aveți de gând să vă uniți singurătățile? Pierdut câine, cap mare, urechi lungi, spate negru, burtă albă, picioare scurte. Doamne ajută! Bun și ăștia că mi-au foame de n-am unde dormi la noapte. Am luat-o din zbor. Păi ce faceți, băi, tovarăș? Ți-o spun cu toată sinceritatea. Ești cel mai mare scroc pe care l-am cunoscut în viața mea. Repede, domnișoară, că ne intră iarna în casă, poți? Altceva? Altceva ce? Aș putea zice că vă cunosc de foarte multă vreme. Mă, obraznicule, am asistat la nașterea ta. Irresponsabilitate, cinism, lașitate. V-am salutat! A sosit geniu în persoană. Luați-l. Caut decorator pentru interior apartament, Zenaida Tulburel, austrului 5, la orice oră. O clipă! Apartament singură. Vreo nefericită. Se notează și se abordează, continuă? Toșu! Nu vreau să adorm până nu-mi stă inima! Ne-a dat ceva așa pe măsura noastră? Ce șmecherie ai făcut tu pe acolo? N-ar fi exclus, dar să vii și cu cățelul. Bă, vezi că ți se învârtește roata! Ieși! Ieși! Ia mâna, te rog, de pe schimbătorul de viteze. Adevărul e că e foarte bine să fii avansat când ești tânăr și poți profita. Nu citi mai mult, Haralambie, că te tâmpești. Mă bate. Cine? Stăpânul. Mă bate de mărul pe tovarșe Roman. Sărut nușițele. Până dincolo de coate. Dar nu trece el prin fața porții dacă nu îi rup picioarele, îl cotonogesc. Noroc că am fost calm, că altfel mă demolau băieții. Gheorghe știe să danseze? Știe. Păi și eu știu. Și în figuri, dar nu vreau. Carbalete! Ce cauți acolo? Un om ca mine trebuie să se adapteze cerințelor. Păi nu mai rămâne decât să mă băți, să mă calci în picioare! Dă-te jos, domne! Te cheamă tovarăși capitan! Bravo, metru, dai! Un om munci! Da, mai bine să vă spun altul că ăsta e cam porcos. Dar dumneata ce carieră ai? Eu? Ce faci, dumneata? Văd că te plimbi cu cățelul. Stare civilă? Divorțată. Stare materială? Economii circa 14.000. Profit? 3.600 avans pentru unele cheltuieli de nuntă. Pierderi? Una verigheta 400 de lei și 200 de lei cheltuieli de deplasare. Dar dacă nu-i prinde un flagrant delict, să-mi zici mie... Cum să vă zic? Dacă nu vă supărați, eu... Ce vrem, omule? Lasă-mă, dracu, în pace. Am vrea să vă punem câteva întrebări la care să răspundeți foarte exact. Munca asta ei mă epuizează. Tu ești un tânăr simplu, amorezat, care vrei să o cunoști, care vrei să o distrezi, care... Înțelegi? Da, asta e adevărat, tovarășul capitan. A prins vulpea, că azi e joi și mie e joia întotdeauna. Întotdeauna mi-a mers bine. Și să știi că am fost la doctor și mi-a zis că e sănătoasă și pot să fac copii frumoși. Ai fost tu la doctor și te-ai lăsat căutată?
El se exprimă cam greu, tovașo. Cam, 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 cam. O femeie caută ceartă cu un bărbat numai dacă are spatele acoperit. Fumezi? Ah, bete. Bete. În creștere de la 60 la 70 cm, cota probabilă 435 cm. Mă, Gogule, vezi că... Nu trebuie că faci curent. Ți-a luat motocicletă cu ataș și ai și clapson acum. Eu când am fost avansat, am primit un plus 300 și ai băut de 4. Ia văcuța, nemule! Ia văcuța, văcușoara, că o cheamă Marioara! Ospătar, 10 miști, te rog, în sânge. Ce sânge, că noi plecăm, oprește comanda. Cum fac una mai așa, se duce și mă raportează? Și nu pot să prind sistem. Ia uite ce cuc în nuc! Uite ce măgar sunt nuc! Nu fi dumnealui. Da, ele. Și capabil. Cred, cred. Capabil. Adică un om de care te poți... Da, da. Lipsi. Da. Nu. Adică să fii tânăr, să fii frumos, să ai o funcție mare. Șaulică, lică, leano, săi că lupii mă mănâncă. Ești cel mai mare scroc pe care l-am cunoscut în viața mea. Iubirea mea. Cred că îți dai seama că persoana asta norocoasă e demnă de tot interesul meu. Mentre n-aș prea-și crede. E rândul meu. Atac, câștig și-ți fac procent. Metre, asta e situația. Păi un băiatii, un băiatii, dar fata ce facem? O tăiem pe jumătate? Adu-mi, te rog, un cuțin mai mic. Nu, lasă, stai, mă sacrific cu ăsta. Bă, bine că scăpași, mă, bun, să fie la moravie, dacă ce oare la măsă, auzi? Dar nu spui că nu-ți plac. La vârsta ta și cu mântrișoara mea. Că la bicicleta al ceasului. Da, bă, i-a pus lanțul în cruci. Când vrea să ducă înainte, trebuia să dea din picioare de anteretele. Ce să-ți explic? Nu acolo, aici, pe patul tău. Tu vreau să-mi ești prost sau faci pe prostul? Cu? Ești meu? A crăpat, l-a luat drag. Băi, eu bag seama, mă, tu dormi și mi s-a jurit. Hai, treci la injecția antitet. Doare? Enorm, ce face nos. Azi am întâlnit o domniște, o tovarășe. Ce ziceți, să cercetez împrejurimile? Ce împrejurim, plutonier, căpșune? Trebuie să anunțăm miliție. Nu știu ce i-a spus, nu știu cum l-a instruit, dar e prăpăt. Ce tot cobești ca o cucuveamă, ha? Au! Și pe urmă am crescut și știi și dumneavoastră cum e când crești. Zici și tu ce zic alții. Se rămâne boier, tot boier. Dacă îl omor, că până la urmă tot îl omor, că nu mai pot răbda. Pățești ceva, fi membru de partid? Cam pățești. Bă, Gogule, ți-ți plecă mintea cu sorcova, bă. Stai, dracului, că mă molipsi și eu. Din clipa asta tot ce a fost între noi s-a terminat. Să fie într-un ceas cu cuc. Să fie, dragă. Iar te-ai îmbătut. Dar de fericire, dragă. Dar corona regală nu vrei? Ce cununie, dom'le? Brică, eu vreau să iau fata asta cu cununie, brică, ți-u la ea. Pufi, 2 ani și 4 luni. Furat de la domiciliu. Ceva bani ați luat de la el? Da, ceva. Cât? 100. Și mergem cu avionul, da? Da, cu trenul. Cum? Hai cu avionul, mea, că n-am fost niciodată cu avion. Și ce vrei să te plimbi eu? Păi în tren, omul simte nevoia de comunicare, de sentimentalism, de... Adu-mi avionul. Da. Adu geamantanul. Ieși! Poftim? Ieși! Păi cum? Păi ce, mă dați afară? I-am explicat așa un caz. Așa. Un caz oarecare și dânsul crede că eu... Atunci când ați trecut granița în portbagajul bandiților... Doamne ajută! Da, are așa ceva... Are. Dar tovarășul plutonier cred că ar bea un coniac. Da, mic. Coniac mic. Ce știți să faci? Lucrează, croșetează, fumează, prodează, ieșim la bobotează. S-ar putea să-i exprim o dorință? Ar vrea o avansare, nu tovarăș plutonier? Toșu, mai înțeles? Și-am încăricat pe oșa și ți-am spus povestea așa. Bă, băiatule, dar îți rău. Rău de tot, mă. Stai, dracule, nu mai cărmi din capul ăla așa că mă amețești. Suntem de la miliție. Bă, Gogule, bă, bagă-ți mințile în cap, auzi? Și mai lasă beutura. Îndrăcea, dracule, acum n-am voie să mă bucur de bucuria fratelui meu, nu? Bă, Gogule, dar nărudești. Bă, bine, mă, dacă lucrezi la cine, de ce nu merg să rămaci de la început? O, mă, stai, o țin. O, mănică, mulțești cine? Tocmai dumneata vorbește așa că ziceai să iau cu cununie? Mi-e foame. Mănâncă. Ce? Ce s-ai pregătit? Păi n-am pregătit nimic. Atunci mănâncă nimic. Jumătate din viață mi-am petrecut-o pe cal, iar cealaltă jumătate în părci.